liber, numai stai să închid o leac să arăt chestii care eu le-am... Dar ce să-mi arăți de pe telefon dacă ai adus aici expoziție întreagă? Eu am să vorbesc cu Oleg despre anumite hotărâri de guvern. Spre aventurile tale electorale. Poftim? Spre aventurile electorale, văd că ai venit cu afișele, nu? Ce ai adus aici? Ce să aici? Deci, ați început un lucru? Da, da. Se poate, da? Da. Deci, bună ziua tuturor. Astăzi ne aflăm, ca de obicei, azietă duminică la microfonul liber, grădina publică Ștefan cel Mare. Vreau să menționez doar un singur lucru. În ultima săptămână a avut loc un ecou destul de strigător față de întreaga societate, față de întreg mapamondul, ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. Vreau să spun cu mare dizmăț, dezordine față de aceste tăieri ilegale care au loc și într-un mod destul de rușinos în Republica Moldova și în rezervațiile naturale științifice. Tăieri de copaci. Deci de arbori. De ce am venit astăzi? Cu Oleg Brega, o să spună personal dumnealui, este membru Partidului Verde din România, unui candidat, vreau să spun, pe lista Consiliului București. În ce secolă? Nu, la Consiliul Municipal. La Consiliul Municipal. Deci, dumnealor tot nu sunt indiferenți față de aceste acțiuni și uitați, eu vin ca să elucidez și să fac o claritate asupra acestor acțiuni și asupra acestor barbare a naturii, care de fapt este o mafie a pădurilor în tot ceea ce se întâmplă. Nu gândiți că am venit la o expoziție, vreau să spun că de carte sau de diplome, dar am ce arăta. Și cu mare drag, Oleg va arăta începând de la acea rezervație Playa Fagului, ne-am făcut aici de la revista Natura, despre manualele care eu le-am luat în acest gemantan Arele Naturale Protejate din Moldova de Gheorghe Postolache, doctor abilitat, și colega mea de la Institutul de Ecologie și Geografie, doamna doctor Ala Donica, Educație pentru Dezvoltarea Durabilă a Mediului. Dar ce vrei să pretinzi? Că ele de acum nu se întâmplă conform... legilor. Încă o dată să fie clar, să fie clar pentru toți. Deci eu am arătat de fiecare dată Constituția Republicii Moldova. Deci în Constituția Republicii Moldova, articolul 37, este stipulat clar că fiecare cetățean are dreptul la un mediu neprimejdios. Acolo scrie și venituri înjurător neprimejdios. Din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive. Deci ăsta este punctul 1. Punctul 2. Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber și la răspândirea informațiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor alimentare și obiectelor de uz casnic. 3. Tăinuirea sau falsificarea informațiilor despre factorii ce sunt în detrimentul sănătății oamenilor se interzice prin lege. 4. Persoanele fizice și juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătății și avutului unei persoane ca urmare a unor contravenții ecologice. Deci am citit toate aceste 4 puncte din articolul 37 din Constituție, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, și de fapt noi am fost, vreau să spun, cântată de 29 la Curtea Constituțională a Republicii Moldova împreună cu Democrația Acasă, cu domnul Vasile Costiuc. Unii am depus o sesizare și am făcut, vreau să spun că iarăși o transmisiune în direct, unii am fost și suntem în continuare susținuți și urmăriți de întreaga societate, diasporă. N-am să dau, vreau să spun că numărul la toate aceste comentarii care le fac unii, dar având în vedere că cineva comentează privitor ce studii am, cu mare drag am ce arăta, am ce prezenta față de societate și de întreaga guvernare a Republicii Moldova, care de fapt ei nu au de când nici de cum să întreprindă măsuri. Și noi am văzut în teritoriu unde am fost la Timiliuț. Deci accentuez să atragă cel semnal de alarmă. Toate aceste ilegalități sunt întreprind, vreau să spun că pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe întreg fondul forestier, dar fiind din părțile ungheniului, de la rădinii vechi, ungheni, anume în această rezervație naturală,
științific Playa Fagla, uitați ce dezastru, ce catastrofă ecologică s-a făcut și s-a comit în continuare. Unii vin și de fapt ei ne spun verși uscate că de fapt sunt în niște lucrări. Deci noi am spus cu domnul Vasile Costiuc, unde verzii din Republica Moldova, la fel au făcut o sesizare către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, prin intermediul președintelui s-a depus, vreau să spun că această sesizare pentru a fi întreprinsă măsuri și răspunsuri să ne fie clar dată, deoarece prin ordinul numărul 81 din 13 martie 2020, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, lucrări silvotehnice în fondul forestier de stat, ceea ce înseamnă că au fost interzise toate tipurile de tăieri planificate pentru perioada anului în pădurile natural fundamentale. Conform acestui ordin s-a interzis defrișarea copașilor din păduri sub oricare formă, tăieri de produse principale, tăieri de produse secundare și altele. Și alte tăieri. Conform comunicatului publicat de mai multe surse mass media, ordinul în caz a fost expediat pentru executarea agenției Moldsilva și tuturor entităților subordonate, cu remarcă că în cazul nerespectării prevederilor ordinului, administratorii entităților silvice vor fi sancționați disciplinar în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, a fost informată Pilar societatea despre acest fapt și chiar și fostul președinte Igor Dodon. O întrebare către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, când a fost anulat acest ordin. Se pune întrebarea, când a fost anulat acest ordin și care, îmi puge puțin aici, dar eu am să dau citire până la sfârșit, acest ordin și care au fost necesitățile de anulare sau cauzale. Cum a fost informată societatea despre acest fapt? Cine poate să ne răspundă? Deci textul acesta aparține președintelui Partidului Verde Ecologie din Republica Moldova, Vitalie Marinuță. Deci noi, verzii, cât și Democrația Acasă și celelalte partide care sunt solidare față de aceste acțiuni ilegale care se întreprind în Republica Moldova, anume asupra fondului forestier, asupra acestei ramuri silvicultură, având această, vreau să spun că Agenției de Stat pentru Silvicultură Moldsilva, unde stă acest corupt Dumitru Cojocaru, care este în strânsă legătură de frăție cu acel șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Gheorghe Manjeru, unde acest Gheorghe Manjeru îl are ca frate pădurar, vreau să spun că la Nisporeni, pe fratele său Ion, care a fost destituit o perioadă de timp de la Nisporeni, și trimis la Ivancea. Deci noi, mulți stimați cetățeni, primim o grămadă de informații din teritoriu. Fotografii, susțineri. Vreau să spun că aceste ilegalități, dacă era totul în regulă, se pune întrebarea scurt, clar și la subiect. Să fie clar pentru toată inteligența, cunoștință în cauză domeniului mediului, ecologiei, silviculturii. Deci totuși, dumnealor, în continuare, încearcă să scoată cât mai rapid această masă lemnoasă din rezervația naturală științific Playa Fagla, cât și din întreprindere silvice teritoriale, scotând, vreau să spun, și cioatele din pământ, aruncându-le prin râpi, prin stufărișuri, unde, de fapt, noi primim, vreau să spun, că non-stop asemenea informații de la persoanele din teritoriu. Aceste gateri care au fost filmate de către domnul Vasile Costiuc la Partidul Politic Democrației Acasă, uitați cu cât risc dumnealui a mers în teritoriu, unde a fost agresat de acel pădurar Gheorghe David, de fiul său Tudor, deci acel Ștefan Beleanu, care iarăși la fel este frate de cruci cu Manjeru. Deci toți trag din Pârjolteni, unde de fapt acel ex-prim-ministru Ficu este de la fața locului. Noi nu o să permitem și vă spun cu fermă certitudine, personal eu nu am ce pierde, cu toate că am tras, vreau să spun că aceste semnale de alarmă și mi s-a spus să fiu foarte atent, deoarece acest Ion Manjeru, care este pădurar, vreau să spun că la Nisporeni, este legat cu diferite grupări criminale. Chiar nu mă tem și o spun cu fermă certitudine. Dacă aveți curajul, veniți și dați o replică la microfonul liber. Mai mult ca atât, un semnal de alarmă aș trage pentru acel colectiv care are încă nas. Vreau să spun că să nu dau citire ce au scris dumnealor pe rețelele de socializare de la rezervația naturală
științific, da, eu fac. Dacă voi încadeți na, să veniți și să spuneți chiar că regretăm și coprăm, ce să regretați? Că protejați și în continuare sunteți complici la asemenea fără de legi care se comit de ani de zile la rezervația naturală științifică Playa Fagului. Eu am spus-o de când a fost acel Carol Jungli, Curoș, de timpul lui Ivan Ivanci Bodiu, când se intra în rezervație, erau drumurile măturate, erau puse, vreau să spun, că diferite pichete dotate, vreau să spun, cu diferite semnale, că erau elicrop, că erau mături, că nu știu ce. Băi, oameni buni, încă o dată atrag atenția. Natura nu iardă, indiferent de culoarea politică. Cineva m-a întrebat, dar de la ce partid sunteți în teritoriu? Nu contează de la ce partid, am să dau, vreau să spun, că claritate. Și să mă vadă că eu discut niște lucruri verite. În 2011 am candidat independent, vreau să spun, că la mine în sat, la funcția de primar. Deci eu am spus-o și am repetat-o. De fiecare dată lui Igor Fidiuș i s-au creat diferite scenarii rușinoase, i s-au fabricat dosare, unde acești ticăloși folosesc acest cuvânt, aceste jeguri ale societății, acești scârboși ai națiunii, au venit să-mi defăimeze onoarea, demnitatea, cinstea de cetățean, unde eu am făcut investiții, vreau să spun că în domeniul silvic, fiind, vreau să spun că pe linie genetică din Străbunel, pădurat. Deci străbunelul meu s-a numit Silvestru Turcanu. De dat seama, purta și numele Silva, de la pădure, Silvestru Turcanu. Deci peste câte generații eu am făcut studii venind și prezentând dumneavoastră toate aceste ilegalități. Cineva m-a întrebat și eu am arătat-o și am spus-o de fiecare dată. În baza acestor dosare fabricate care s-au plătit 9.000 de euro în 2011, pentru mine am fabricat aceste dosare, că am fost o persoană incomodă tuturor acolo, deoarece ei au văzut din start cu ce programă și cu ce platformă electorală am venit eu în sat. În 2019 am candidat din partea Verzilor, Partidului Verde Ecologist, la funcția de primar. Iar în slatel mi s-au făcut diferite chinouri, diferite scenete de astea rușinoase, intimidări, șantajuri pe acasă, cu toți acei de la Plaiul Fagului, începând cu Rotaru Marin, Țicu, Valeriu, Nănașu, fiind ceilalți care ei au știut că dacă eu vin primar în satul meu de Baștine, se vor stopa toate aceste ilegalități. Era clar ca bună ziua. Nici nu mai trebuia director la rezervație. Eram primar în sat, totodată și director la rezervația Plaia Fagului și vă cântam să Doamne miliește în biserică. Credeți-mă că eram apt și în stare să administrez, având și studii, vreau să spun că în domeniu, absolvit din masterat la Academia de Administrare Publică din Președintele Republicii Moldova, unde eu am prezentat, de fapt, aceste diplome și cineva comentează acolo cu uitați că el are antecedenti penale. Antecedenti penale din cauza voastră, Leam. Din cauza voastră, din cauza lui Filat, din cauza procurorului Florea, de la Ungheni, care este vărul lui Maia Sandu. Da, păi, stat închis, dar nu ai condamnare. Deci, nu? Încă o dată, domnul Vrega, eu am venit, am să prezint încă o dată și acele, vreau să spun că... Mai, nu știu, mie rușine și am spus că Dumnezeu nu doarme, eu nici atâta și cu pețul nu bate Dumnezeu. Dar când am arătat aceste diplome, astea sunt niște meritele mele, nu gândiți că am venit astăzi, dar totuși să știe toată societatea, uitați, Universitatea Transilvania Brașov, cum spunea și accentua domnul Vasile Costiuc, România, da? Inginer diplomat în silvicultură. Uitați meritele mele și dacă acel cojocaru care a fost destituit pe timpul lui Popșoi, când era director la întreprinderea silvocinegetică Strășeni, din funcție, și asta se întâmpla în anul 2000, deci dumneavoastră a tăiat 150 de stejari seculari care au făcut export. Și el are nas să vorbească, uitați că el a fost dat afară de la lucru și are probleme. Și păi, dar chiar te interesează pe mine, pe tine viața mea privată, deoarece câte căsătorii am eu. Câte le-am avut, toate au fost din dragoste și din sentiment. Urmează să fie și altele. Eu nu cred că ar trebui să deranjeze. E ca monumentul lui Ștefan cel Mare, dușa-l întreabă de chiar el a fost căsătorit. Ce merite au făcut pentru acest pământ, pentru această țară? Biserici, cetăți și nu-mi rămâne decât un singur lucru să menționez clar și ferm asupra tuturor acestor decizii rușinoase. Domn Brega, eu ați vă rog cu dumneavoastră din cauza că discutând cineva, uitați aici, este decizia din 9 februarie 2016, n-am să-i dau citire, dar
Se spune clar, decizie în numele legii, da? Dispoziție și uitați aici scrie. Fediuș Igor se eliberează din stare de arest imediat în sala de ședință de judecată. Dacă nu este... Deci este ștampilă umedă. Deci am stat 2 ani și jumate sub arest preventiv. Să vă fie rușine ticăloșilor, jegoșilor, scârboșilor și mincinoșilor care îmblați. Vreau să spun că în continuare, cu asemenea insulte, jigniți, care mie mi le aduceți din cauza unor persoane sau unor dosare fabricate, la comandă pe care le-au făcut, acea imbecilă și degradată ca să o bată Dumnezeu, vreau să spun că nu numai cu bățul, dar nu e exclus să aibă dosare în urma acestor hotărâri care ea le-a făcut, acea Mariana Stratan. Te-ai luat catrafuțele de la jucătorii, uite, Maia Sandu, m-a auzit foarte bine că merg azi cu pregășpul, această boxă pe scările președinției. Aveți toată de plină, vreau să spun, cu putere să demiteți din funcții la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii și Procurorului, atât judecători cât procurori, care mie mi-au fabricat dosare, deoarece eu am fost o persoană incomodă. Chiar vă zâmbesc, schipiul meu din cap, să vă arăt, sub acest schipiu verde, stă o minte lucidă, cu cunoștință. Sunteți o nulitate a societății. Vreau să vă spun că sunteți o nulitate. În unitatea societății care mi-ați fabricat dosare pentru ce? Ca să nu puteți distruge această rezervație naturală științifică, să nu puteți distruge acest sat, această paștină și acest meleag. Să mă vadă Ciocan, care a fost președintele Comisiei Electorale Centrale și uitați cu ce am venit eu aici. Paștina, meleagul și leagănul copilăriei mele. Deci, eu am fost numărul 5 pe listă, simbolul meu electoral a fost căsuța. Deci, încă o dată specific și remarc, ca să fie clar, pentru cetățeni. Deci am avut dosare fabricate din partea Partidului Liberal Democrat, PLDM. În cauza că aveau președintii de raion, Iurie Toma, procurorul raionului, Eduard Florea, comisarul și tot așa mai departe, Serviciul de Informații și Securitate, Igor Fidiuș este liber, colaborează, vreau să spun, și cu SRI-ul și cu PSB-ul și cu toate structurile de forță și de siguranță pentru acest stat. Unii voi ați făcut, păi v-ați dat de rușine. Deci voi ați vrut, prin asemenea șantajuri, intimidări asupra mea, ce să-mi fac? Nu-mi faceți voi nimic. Uitați câtă arbă puternică am eu, mintea. Materie cenușii. Da, și voi veniți... Păi tot verzi, aveau stejarul ca simbol, tot o colorau în verde. Domnul Bregă, eu am spus-o, da? Acest ticălos și criminal a societății, Vlad Filat, care are, vreau să spun că nu numai toate aceste excrucherii făcute și fraude asupra țării, are și oameni care au decedat din mâna acestui partid. Eu n-am să dau nume, eu sunt în strânsă legătură și menționa cineva acolo la fața locului, cu uite, el e șofer cu taxi și... Te deranjează, eu nu umplu cu furat, băi. Nu umplu, vreau să spun, cu excrocherii. Nu, dar pentru acuzația asta gravă ar trebui deci să prezenți probe, altfel poate te-am judecat pentru calomnie. Sunt probe, vreau să spun că veridice astea nu le spun eu pentru prima dată sau pentru ultima dată. Astea le știe întreagă societate, mai mult ca atât, cu ce s-a ocupat el și cu ce s-a ocupat și ceilalți doi fugari care, vreau să spun că stau, băi, dacă voi sunteți bărbați, veniți voi în țară, ce stați voi fugari pe șchicotare, una la mână. Ce vreau să atrag atenția și să accentuez în continuare pentru întreaga comunitate științifică. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Știință unde am activat, Institutul de Zoologie, Institutul Grădina Botanică, Alexandru Cipotaru, că e Academia de Știință. Deci, în continuare, eu solidar solicit ca să fie întreprinse măsurile cele mai urgente unde dumneavoastră să ne susțineți pe dumneavoastră pe deplin. Noi vom face meeting-uri, vom face proteste, să stopăm toate aceste ilegalități. Avem o grămadă oameni care ne susțin și în diaspora. Și Maia Sandu, dacă nu o să înțeleagă clar, că diaspora i-a oferit șansa de a fi șefa statului și nu o să întreprindă măcar la nivel, vreau să spun, cât de conștiință și de morală, deci va pierde în următoarele alegeri foarte mult. Să vă fie clar, excelența voastră, Maia Sandu, ca șefa statului, Igor Fidiuș a venit și vine, că nu vă place dumneavoastră. Deci eu toate asemenea emoții pe care le-am, ele s-au acumulat ani de zile. Unde în 26 de ani eu am absolvit aceste instituții silvice, am fost delegat, vreau să spun, că la studii postuniversitare. Am avut, vreau să spun, că diferite
dureri sufletești, unde am fost nevoit să las asfaltul și apa de la robinet, asfaltul de sub picioare și apa de la robinet pentru a mă întoarce în satul meu de Barsa. Și uitați ce fac acești barbari, acești ticăloși, Țicu Valerii, cu fiii lui Serioja și Gheorghe. Vă dați seama în cât timp s-au construit acolo căs, vile. Băi, lumea pleacă psihotare și-și rupe spinările. Vreau să spun că mâinile și voi îmblați pe acolo cu jipuri, cu mașini de teren, vă zâmbiți în față, la pușcărie, la pătrei, spriși? Plus acel tin, Rotaru Marin. Ne mai vorbim de acel nănaș iarăși, care al lui Serioja este Țicu, Bagrin Gheorghe, care n-au studii. Acel David, care el este un zootehnic. Băi, te duci la fermă. Dar nu știi unii, în promzonă. Pași pur și ei acolo de tine, dracu. Deci să fie clar, detenție pe viață. Eu am spus-o și repet. Voi trebuiți să fiți atrași la răspundere pentru aceste fără de legi care le-ați comis asupra pădurilor din Republica Moldova. De la pădurar și terminând cu ministrul mediului, Perjul. Toți l-ați luat, cine au, poftim, luați-vă dubă. Dacă nu vă încap în dubă, comandăm un tren să vină, vagon special. Și Siberia Matre Adnaie. Deja am sursă că îi așteaptă, vreau să spun că în Rusia l-a tăiat păduri la minus 41 de grade, să-și iei drujbile, motoferestrăile astea și l-a tăiat păduri. Prima gară de la Bahmut facem încărcarea și a doua de la Pârlița. Primul vinit, primul servit, gratis este deplasarea, vă duci și tăieți că acolo aveți de unii tăie, până ce ajungeți în cap să l-o screască. Dar voi tăieți stejari seculari și accentuiez. Am primit informații veridic ca să nu-mi fungă. Ce fac dumnealor? Stai acești arbori de viitor, semințeri, stejari seculari, cu 900 de euro pe picior, unde ei în acte sunt scriși cu 2-3 mii de lei. Deci toate aceste lucruri se cunosc. Cum să nu umbli Rotaru prin Shanghai, să umbli el prin Egipt, cu pieti și picănile și toate astea. Băi, rușine, eu am spus că Dumnezeu nu doarme. Chiar voi nu vedeți ce faceți din rezervația sa natural științific. Eu cred că degrabă eu o să aibă statut de rezervație artificială numită Plaiul Criminalilor. Deci dacă nu se va stopa, doar vom povesti că aici au fost faci, au fost stejari, au fost arțari, au fost cireși, au fost paltini și tot așa mai departe. Deci este acel semnal de alarmă pentru întregerile întreprinderi silvice, pentru întreaga, vreau să spun că comunitate științifică, rezervațiile natural științifice au statut de protecție. Nu vine ei acolo la fața locului și încearcă, înțelegeți, să vă duc în eroare și să vă duc cu fofârlica, cum spun eu, cu gogonele diferite, că uitați, noi facem lucrări de reconstrucție ecologică. Ce fel de reconstrucție ecologică dacă voi scoateți șicioatele? Celul Țicu, el vorbea acolo, uitați, drăjoni, lăstari. Băi, eu dacă vin, deja s-a început, așa cum spun eu, marcajul. Dar să vedeți și doborătură să fie în silvicultură. Acum este marcajul și noi avem foarte multe informații. Facem periuciot, cum se spune în limba rusă, facem niște inventarieri, dar zice și doborături. Deci eu sunt dispus, și vă spun încă o dată, să fac reforme în asemenea instituții, ocupând chiar și funcții de administrare. Nu vă duceți în eroare că cineva spune că de antecedente penale. Sunt niște proști care nu au ce spune și vin cu jigniri, de fapt, cum vin neamurile astea al Octavian Țicu. El e nimic și e zero. Și vă spun de ce. Din cauza că eu i-am dat de înțeles de foarte multe ori că asemenea neamuri a lui sunt instalate ca varvari. Eu am primit informații și n-am să le dau citire pe telefon de la familia Munteanu din satul Milești, de raionul Nisporeni. Deci unde, de fapt, acești varvari, i-au de Țicu, ei furau motorină, benzină, grâu, lemne, pescuiau, duceau pește pe la nunți și tot așa mai departe. Au sărit cu toporul și cu lopata, vreau la bătaie la această familie. Un acel Gheorghe Munteanu, care este venit la mine în Mahală și face el garduri, ei mai faci și drumul și apoi te duci de acolo. Eu îți garantez, ai luat microbuzul, tractorul, văd că are, îi slugărești pe suflet ăștia, pe țicul ăsta și te duci. Deci rușine că, cum spun toți, ți-ai lăsat familia și ai venit pentru cine? Cea care a fost bibliotecară și mă pune griț, o mărsă instanța de judecată, la Mara e Mandi, acum e Munteanu. Prânzoaica, să știi toți că eu am folosit acel termen. Piporecle, cum spun în sat, Buratina, uitați, toți ăștia, toate râsurile astea, vreau să spun că ei au acaparat această rezervație, unde își bate joc. Și i-am spus-o lui Dileanu clar, să vină și să facă ordine, dacă dumnealui este la pensie. Vrea să stie la P13, n-are decât să-și iei o foaie de odihnă,
și să se gândească ce au făcut dumnealor din această rezervație. Eu când am prezentat și am spus, uitați chiar și de la Curtea Supremă, ca să mă întorc înapoi iarăși la justiție, uitați ce-o scris ei, da? Știți, uitați, domnul Bregan, se admite recursul ordinal declarat din inculpat, uitați ce statut a demnului, inculpat, înțeles? Nici de deț nu, da? Fediuș Igor Dumitru de avocatul, Catane Eugen în numele inculpat. Se clasează, înțelegeți? Mai mult ca atât, se încetează procesul penal. Uitați, ei în 2 ani și jumate, toți acești nemierniți jucători, Ursache, Toma, Nicolae, Timofti, Moraru, înțelegeți că uitați toată. Da, deci dumnealor ce au făcut, ce consider? Cu dreptate, nu știu de ce îi pomenești. 2 ani? Nu, 2 ani și jumate tu să stai și să ajungă la Supremă. Uitați, în 2 ani și jumate aici, uitați, sunt toate pus prima instanță de la 26 iunie 2012 până în 27 septembrie 2013. La două instanțe de apel, la 29 octombrie 2013 până la 11 martie 2015. La trei instanțe de recurs, la 15 iunie 2015 până la 11 august 2015. Eu nu cred că are totuși atâta importanță pentru voi că Lenin tot a stat în pușcărie. Nu vă râdeți niciodată de pușcărie. Și Oleg Sirva s-a stat. Eu am fost colega. Dar să știți un singur lucru. Că Lenin a stat pentru revoluții. Stalin a stat iarăși la fel pentru diferite acțiuni care le-a făcut asupra societății și tot așa mai departe. N-am să dau și Ceaușescu a stat în pușcărie. Nu e exclus că următorul șef de stat, că văd că tot strage, că la Raș Păleș fiu eu de la Rădenii Vechi și vă spun, pregătiți-vă de pe acum rucsașele, Siberia vă așteaptă la tăie pădure. În rest, la P13 aici, Potovski tot a stat, numai că el a ieșit pe sub tunel aici, în la gara feroviară. Nu amenințări, încă o dată semnific și atrag acest semnal de alarmă. Când ne priviți în direct, suntem online, că comentați, cetățeanul Igor Fidiuș provine dintr-o familie de oameni educați, de oameni gospodari, pe linii genetic și pe viță din rădășini sănătoase. Și vin și comentează diferite jeguri, diferite râsuri, că altfel nu pot să le spun, decât n-au decât să duc în gimnaziu din satul Rădenii Vechi, să vadă toate aceste diplome care au fost solicitate pentru a fi anexate în muzeul gimnaziului din satul Rădenii Vechi. Cine este acest Igor Fidiuș? Încă o dată specific să atrag acest semnal de alarmă. Să fie anulată de către Curtea Constituțională. Acest ordin și hotărârea Guvernului 958, din care s-a emis de către acest Ion Chicu lucrări pentru anii 2021 2025. Chicu, ți-ai luat brigada la 13, dacă nu, Siberia, și vă duci acolo la exploatări forestiere, le faci și vreau să spun că și trimiteți bani acasă. Bani acasă, ce investiții facem noi. Și eu un semnal de alarmă clar îl atrag. Să vină, când această grădină publică, Ștefan cel Mare, a plantat Iuri Gagarin, nu mă interesează, Valentina Tereșcova, să veniți toți încă o dată specific. Eu am un bagaj foarte mare de cunoștință și de informații. Vă spun încă o dată, voi de mine nu scăpați și locul vostru este clar la pușcărie. Vă alegeți unde vreți, la P15, la P13, la P9, la P4 și Lipcaniu la nord acolo, pentru toți acei care ei în continuare încearcă să mențină prin diferite scheme. Așa să-mi faci voi. Oricum îți dator cu o moarte. Nu? Ca fiecare dintre noi. Voi chiar gândiți ca să mă intimidați voi pe mine pe la miez de noapte. Când veniți voi cu bâtii, telescopi și când veniți voi cu șantajuri, fel de fel. Băi, luați-vă cătrafuțele. Și ștergeți-o cât e lucru cu cinste, cum se spune așa în popor, din aceste instituții ale statului care le-ați denigrat imaginea, cinstea și onoarea. Uitați ce fac ei în continuare, asemenea tălcare, înțelegeți? Prin hotărârea de guvern 958, din 22 decembrie 2020, cu privire la aprobarea posibilități de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2021-2025. A fost stabilită măsura de parchet pentru rezervație menționată de 4,5 mii metri cub, ce include tăieri de reconstrucție ecologică. Să vedeți și tăieri de lucrări și nu știu cum să vă spune de reconstrucție ecologică, faceți voi la pușcărie. Lemn, v-am adus acolo o metrovcă, cum se spune, un buștan de un metru, v-am adus o cioată,
Faceți cultură. Este și alalt bulbaș care el face demonii și ești drăcălanii și pe împături. Fostul cel primar care stau la RN. 16 ani și nu a făcut nimic. Și acele dosare fabricate au fost exact în urma campaniei electorale din 2011. Unii el au mers, înțelegeți, și cu comuniștii, și cu partidul ăsta liberal-democrat, cu PLD-meu ăsta, Chișor Coșnii, rușini. Eu nici nu vreau să aud de asemenea partid unde au avut asemenea președinte în funcție care se ocupa cu contrabande, cu umoruri, exploaterii, discuții cu șorișelă, despre țigări, despre piloți și despre toate. Păi, dar nici rușini, băi, Tilat și Placatniuc și șor acolo. E clar că copiii voștri stau și fac studii pe stipotare, pe invenție, scătăi cu mașini este cu diamante. Băi, dar voi vă trați, unul de la Nisporine și alalt din partea asta de la Hăcești. Island Shore, este o trăit pe aici, pe la Ismail, cu banii, Lumiron Shore. Păi și chinouri de este pe la Moscova. Voi unde vă trezeți? Spune întrebare. Voi și sunteți Dumnezeu, să știu. Hai, fugarilor, veniți acasă și să fiți judecați în toți mari adunări naționale prin toate acțiunile care le-ați făcut destructivii față de această societate și de acest mediu. Deci lumea se adună și lumea bună, cum a spus Maia Sandu, trebuie să vină la guvernare, să vină la putere, să facă odată schimbare radicală din toate punctele de vedere, din cauza că noi numai așa vom fi acceptați în Uniunea Europeană, vom fi, vreau să spun, că apreciați prin toate aceste acțiuni care le întreprindem pentru binele tuturor. Eu nu mi-ex spune cineva că am interes. Da, am interesul să stopez odată acest păianjin corupt, această râie și această mizerie. Am foarte multe lucruri de spus, tot ce s-a făcut destructiv asupra segmentului, ceea ce numim fond forestier. Deci pădurea nu crește într-un an de zile. Schimbăm, cază-i greu, că mâine-i porumb sau e speclă sau e floarea soarelui. Deci pădurea crește în 10 și în sute de ani, dar este tăietă, vreau să spun, că într-o fracțiune de secundă, de acei imbecili, de acei degradați care au pus mâna pe un ferestreu și pe un topor, din cauza că ea este iarăși la fel cu semnale de alarmă clare. Acele încălziri globale, acele schimbări climatice, lipsa ploilor. Deci eu am spus, noi avem păduri de grupa întâia funcțională. Deci păduri cu funcția de protecție a aerului, a apii și a solului. Și funcții de recriere. Ei, vin la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, vreau să spun că acel amenajament care se clarifică lucrările respective și le transcriu. Mie mi-e rușine, am studenți de mii și le-am dat numele. Prosi Ieric, șef de secție, Mama Iulian, iarăși fond forestieră. Eu i-am învățat, eu știu ce cunoștințe le-am dat la asemenea studenți, dar mie îmi pare rău că acel galupa, acel doctor în economie, care el și-a făcut-o din lipsă de personalitate, această teză de doctorat, acel Boghi Dionisie, acel Pietru Cuza, niște prostălani, și-o spun cu fermă certitudine, un cop silvic, n-au putut să gândească să-l înainteze la organul legislativ pentru a fi adoptat și să avem un cod silvic. Băi, fișați-vă pe tezele voastre de doctor, că nu sunt buni la nimic, și dați-le foc. Eu am spus-o și-o repet, în țara asta numai cu doctor te întâlnești. Te-ai dus la jucătărie, doctor în drept. Te-ai dus la biroul de migrațiune, doctor în drept. Dar oamenii sunt. Se pune întrebarea, oameni în țara aceasta sunt, toți mă întreabă că discut emotiv. Cum să nu discut emotiv și să strig, să mă audă, vreau să spun. Maia Sandu, eu îi repet, dacă ea n-audi asemenea semnale care le tragem noi, cei din teritoriu, eu mă gândesc că atunci o să audă când o să răcnească toată țara și o să facă, vreau să spun, că meeting-uri și o să vină clar, unde o să spună că, uitați, noi deja trebuie să avem stații de cumpărare a aerului. Vedeți cum sunt aislantii? De gaz, de petrol, de benzină și electric. Deci toate aceste semnale de alarmă eu le fac din suflet, din inimă și vreau să spun că am cunoștință din cauză, nu numai eu, dar sunt specialiști care ei au fost înlăturați din cauza că suntem incomozi pentru guvernanți, suntem incomozi pentru acești coți și barbari ai mediului înconjurător. Deci Partidul Verde Ecologist va avea pe data de 11 februarie iarăși o masă rotundă privitor la acțiunile ceea ce se întâmplă cu râul Nistru. Deci tragem semnale de alarmă și eu am spus-o, omul fără aer și fără apă nu poate trăi. Și acel Munteanu, care el este inginer silvic șef la Mol Silva și îmblă în Hyundai Tucson, da, mașină de teren, care cerșa note pe la Colegiul de Ecologie din ușă în ușă la fiecare profesor, eu ar cred
el fiind complici la asemenea dezastrului ecologic și ocupând asemenea funcții rușinoase, cum am spus că stau și își croșesc ouăle în Moldova, să se ducă de bună voie și nesălit din ele, să-și ceară un termen de pedeapsă la o instituție penitenciară din Republica Moldova. Pe mine nu mă speriază încă o dată, dar spun cu scările și comentariile voastre rușinoase și calomnioase pe care le faceți asupra mea personală cât și a familiei mele. Deci pușcăria m-a întărit și cine se rege de pușcărie nu e exclus că să aibă șansa de a sta și a vedea ce e acolo. Nu a dat niciodată educație. Eu cum am trăit la Libertate și am trăit și acolo, am jucat tenis, am citit o bibliotecă întreagă, m-am ocupat cu sportul și n-am eu ce declara și spune ce am făcut. Am fost incomod în partea cealaltă și toți șefii de penitenciare, vreau să spun că începând de la Chilaru, de la Bălț și terminând cu Cornăteanu de la P4 care erau, le-am spus, locul vostru este la pușcărie. Pentru faptul că m-a ținut ilegal în detenție. N-aveam nici ordin, vreau să spun, că de detenție. Și acel munteanu care a fost la P13 cu nepoțâca și ea lui care a înghițit gumele, munteanu Ecaterina, Catiușa, dacă ești la departamentul ăsta instituțiilor penitenciare, ia-ți adio de acolo. Știi cum ai înghițit guma? Și te-a întrebat un zic. Deci ei nu au fost bucuroși cum au închis, vă spun, ei se rugau, zic și noapte, că te-ai dus și doamne, dată acasă, zic că vreau să spun că acele persoane care stau în parte mă cunosc foarte bine, mulți dintre dânsi și atrag un semnal de alarmă pentru interviul care l-a făcut ieri, iarăși, de fapt, Vasile Costiuc la Bubuieci. La cea, vă spun că bază de colectare a metalului feros. Băi, nu-i rușine, Vadim Caras, tu mă vezi, da? Păgăneala Caras. Băi, insultele cele care tu le-ai făcut lui Costiuc cu căciula de cârlan și ai folosit niște expresii destul de injurioase, cum spune așa pe jizniu. Dă-i să mănânci la făci, la Buzduganu și la Roș, care noi l-a prezentat. Nu e exclus că să facem o inventariere. Din cauza că nu trebuie să-ți permiți, că eu dacă eram Costiuc, cred că stăteai ascuns prin mojila și edișere pe acolo. Că noi am venit, practic, să facem aceste mențiuni și a arătat că uitați cu ce se mai ocupă ei de fapt. Deci rușine, că tot spune că da, acela a fost sau este un pușcăreaș care a atentat la Vasile Costiuc. Am să spun în termeni rusești, ar tiurmă iat sumânii zaricaise, niciodată să nu vă râdeți că nu se știe și eu am menționat lideri de state, de la Lenin, Stalin, Ceaușescu, Alătrea și ceilalți care au stat în detenție, ei au stat pentru anumite acțiuni. Eu n-am omorât pe nimeni, n-am îmblat cu excrucherii, au fost niște dosare fabricate și o repet pentru cei care m-au avut. Nici o brazdă din moșie strămoșească nu se va da. Să fie clar că e de fond forestier, că e fșie, că e pământ. Deci toate aceste acțiuni au fost bine puse la cale pentru a mă provoca. Am creat, vreau să spun că din toate punctele de vedere, un disgust față de amărăciunile astea societăți care ele, de fapt, n-au nicio omenire pe fața pământului. Vin și se dau. Pădurea, am repetat-o și accentuez pe final de interviu, are rolul de protecție a aerului, a apei și a solului. Și sunt și celelalte funcții. Dar noi nu avem păduri decât de grupa întâia funcțională. Aceștia sunt plămânii terii. Și uitați, colega mea de la Institutul de Ecologie și Geografie, doamna doctor Alla Donica, cât de frumos aici a dat, vreau să spun că niște detalii, că doar din suprafața pământului, eu am să dau totuși citire. Eu am mai prezentat obiectivul 15, viața pe pământ, gestionarea durabilă a pădurilor, oprirea defrișării, stoparea și refacerea terenurilor degradate, stoparea pierderilor biodiversității. Viața omului depinde pe pământ tot atât de mult ca și pe ocean. Pentru a avea un trai durabil, viața plantelor oferă 80% din alimentația omului. Iar noi ne bazăm pe agricultură drept resursă economică importantă. Un mijloc de dezvoltare. Pădurile ocupă 30% din suprafața pământului, oferindu-i habitate vitale pentru mijloace de specii și surse importante de aer și apă curată, precum și sunt cruciale pentru combaterea schimbărilor climatice. Deci, stimă și respect pentru tine, Ala, deci noi am fost colegi. Nu-mi rămâne decât să atrag iarăși la fel că toate asemenea monografii, cărțulii ar trebui să apară în toate instituțiile indiferent de învățământ, câți preșcolare, câți grădinițe, câți licee, câți gimnazii, câți post-universitare, câți post-liceale, câți post-academice, dar noi verzi, încă o dată, repetăm și arăt asemenea insignii, deci nu vom
lăsa ca lucrurile să decurgă decât cu control asupra. Și vom face reclamații, vreau să spun că la întreaga comunitate europeană, că în Republica Moldova, unii încă nu cunosc mulți, dar unii se află în Moldova, ei spun România dacă îi spui sau. Deci să taie la greu și să duce lemnul în China prin container. Și nouă ce ne dau chinezii? De fapt ne dau produse artificiale înapoi. Protejați din cauza că se spunea clar că pământul, istoria și limba sunt cei trei piloni pe care se ține o neam, o națiune. Și am spus-o de fiecare dată. Noi am avut asemenea persoane înflăcărate care și-au dat viața, începând la Ion Vatamanu, de la Leonid Alare, de la Grigori Vieru, de la Dumitru Matkovski și toți ceilalți care ei s-au jertfit pentru limbă, pentru istorie, pentru țară. Eu mă jertfiesc pentru păduri, pentru silvicultură. Să vă fie clar, fac cu voi plantări la greu și vă fac regenerări naturale pe deplin în toate segmentele. Acestor lucrări care voi de fapt le lăsați de fiecare dată într-o tematică de asta dezastroasă. Că uite noi de fapt ce facem. Nu faceți nimic, distrugeți mediul înconjurător, solicitarea și semnalul meu de alarmă este ca să fiți atrași la răspundere împreună cu acest colectiv rușinos care el are în nas, încă de a comenta că uite cine-i fidioși, povenit, Costiuc are tot dreptul și orice cine are dreptul. Este clar stipulat în lege. Accesul la libera circulație, la informații și la orice. Codul penal al Republicii Moldova, unul stipulat domnul Vasile Costiuc și am să-i dau trimitere de la articolul. Infracțiunii ecologice 223 până la 235. Dodon, uite, exact am pus niște pleante aici trădători și tot așa mai departe. Tu ai dat curs la toate aceste chestii rușinoasă cu acest ex-ministru Chicu, ești de la Călăraș, la Pârșov. Eu am spus-o și am repetat-o de fiecare dată. Deci aceste coduri stipulează clar în legislație cât prevede pentru fiecare acțiune care s-a comis asupra acestui ecocid. Clar să fie, mai mult ca atât, și-a întins mâinile asupra acestui cetățean care el a mărs, vreau să spun că un grad sporit de risc la fața locului Vasile Costiuc, aș solicita niște dispăgubiri în locul lui enorme, deoarece voi ați atentat la viața lui Vasile Costiuc și ați încercat voi acolo să vă dați în spectacol. Uite, cine care mai lem la miez de noapte? Uitați câte motive voi ați dat clare. În primul rând, masă lemnoasă tăiată ilegal, nemarcată, transportată la miez de noapte. Plus la aceasta, în parcelă unii s-au mers clar, era dezastru. Ce consistență era acolo la fața locului? Voi vorbiți de reconstrucție ecologică. Voi nu sunteți, încă o dată vă spun, nici pe aproape ceva sfânt în voi. N-aveți nimic sfânt. Sunteți niște barbari ai naturii care au disferit din urma acestor catastrofe care le produce întreaga societate, inclusiv viitorul care vine din urmă. S-au făcut, vreau să spun, că aceste investiții în teritoriu cu gaterile care le-a dat. Unii voi vă trezeți, adică pădurea este a statului, voi v-ați făcut gatere, tăieți în stânga și în dreapta, vă ocupați contrabandă cu lemn, cu țigări acolo, nu e exclus cu alte lucruri cu care lumea este la cunoscut, n-am să dau decât anumite idei, din cauza că ele au parvenit să vin în continuare informații non-stop. Cineva mi-a spus, Igor, tu trebuie să iei concediu ca să citești toate asemenea susțineri pe care le ai din partea diasporii, din partea celor care ne-au privit, ne susțin. Mulțumesc foarte frumos tuturor celor care au fost alături, sunteți alături și veți fi alături din noi. Și nu veți fi indiferenți din cauza că Dimitri Cantimir, și am să fac trimitere, a făcut descrierea Moldovei, unde a spus clar despre aceste păduri, despre acești codri, despre această faună, despre această vegetație. Dar a uitat să remarce un singur lucru. Vor fi, înțelegeți, și oameni peste câteva generații care vor trage în continuare asemenea semnale de alarmă, inclusiv eu. Sănătate tuturor, o zi bună, eu aștept ca dumneavoastră să protestați, să fiți solidari cu toate aceste acțiuni împreună cu noi, vierzii din Republica Moldova, vierzii din România, vierzii din Europa, vierzii din întreaga lume, cât și de cei care au, vreau să spun că această, nu știu cum să vă spun, sacrificiu moral, spiritual, intelectual și aceste democrații la noi acasă. Doamne ajută și Doamne
Uite-te ce prostii fac, vreau să spun că acești excroci asupra acestei planete. Dezastru catastrofal din punct de vedere ecologic. Yes.